Orașul Hațeg este într-o continuă dezvoltare, iar în prezent sunt în derulare 36 de proiecte în valoare de peste 46 de milioane de euro. Primarul urbei, Adrian Pușca, spune că această alocare de fonduri este cea mai mare atrasă pentru comunitatea din Hațeg de după Revoluție. Edilul are în plan reabilitarea mai multor străzi, a mai multor școli, dar și a zonei de centru a orașului, iar mare parte dintre aceste proiecte au demarat deja. La momentul actual pot să vă spun că avem depuse și sunt în diferite stadii de implementare, aprobate sau în stadii de care urmează să fie aprobate. Aceasta sunt doar vreo 3 proiecte care urmează să fie aprobate, un număr de 36 de proiecte în valoare de 46 de milioane de euro. În lei vorbim de 226 de milioane de lei. Eu cred că este, și cu siguranță pot să vă spun acest lucru, este cea mai mare sumă de bani ce a atras Hațegul de după Revoluție încoace. Acest lucru am mai precizat și în alte emisiuni și cu siguranță aceste sume de bani vor dezvolta Hațegul în viitorul apropiat. De asemenea, au fost făcute investiții și pentru modernizarea iluminatului public stradal. Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în orașul Hațeg, un proiect care se finalizează în această săptămână, un proiect de 4.400.000 de lei, un proiect care a prevăzut schimbarea iluminatului public pe mai multe străzi cu becuri cu LED, ceea ce duce la o economie de energie electrică și de asemenea extinderea unor rețele de energie electrică pe mai multe străzi din orașul Hațeg. 2,2 km de rețea s-au făcut, extindere de rețele electrice pe iluminatul public în orașul Hațeg. Absolut toate becurile din Hațeg vor fi înlocuite și va fi becuri cu LED, ceea ce va duce la o economie de energie electrică de 60% față de ceea ce consumam până în momentul de față.